băiați în bani, cu priză la public, un talent care promite mult. De asemenea, am oferit și premiul pentru cel mai tânăr interpret, Lara Voicu, 5 ani. Am înțeles că este prima ei prezență pe o scenă și a confirmat. Felicitări, Lara, mult succes în continuare. Felicitări, succes! Felicitări, Adrian, intră pe bine. Fuga, fuga. Te-ai dezvoltat frumos. Bravo, Adrian, ține tot așa. Deci, atât după aceea, domnul Moprea. Continuăm cu premiul pentru atitudine scenică unei alte concurente la secțiunea muzică clasică, Elena Giculescu. Felicitări! Felicitări, Elena! Ai făcut pași importanți. Bravo! Ne-a plăcut și atitudinea și costumația ta. Mergem în continuare cu premiul pentru tehnică vocală. Eliana Păsariu. Domnul Dumnezeu, mulți susținute, iată. Domnul Oprea, nu trebuie să ne retragem, că trebuie să mergem jos. Mai departe, premiul special de creativitate. Avem două domnișoare care ne-au prezentat astăzi niște tablouri foarte frumoase la secțiunea Arte Plastice. Eliana și Diana, poftiți pe scenă! Felicitări și Eliana, felicitări Diana. De asemenea, la capitolul creației literare, astăzi am avut un număr în concurs, premiul de excelență Diana Matescu. Pentru textul pe care l-ai creat. Primul premiu special al juriului pe care aș vrea să-l ofer este pentru duo The Producers. Felicitări, premiul special al juriului. Și în sfârșit am ajuns la premii. Sunteți gata? A, dar voi ați luat premii, gata, nu mai. Acum puteți să mergeți jos. Bun, haideți să vedem ce ce surprize avem aici la domnul Oprea. Premiul al treilea pentru Maria Cristina Chiruță la secțiunea Muzică Populară. Felicitări! Bravo, felicitări! Felicitări! Îmi dai și mie mâna? Cealaltă mână. Așa, imediat. Te rog să vii mai în față să primești și medalia. O veziță simpatică și talentată. Continuăm cu premiul al treilea pentru ansamblul Litoral. Felicitări! Felicitări! Haideți aici, alături de cei mici. Mergem mai departe cu premiul al doilea. Se acordă domnului Vasile Vițel. Felicitări! Aveți voie să vă mergem mai departe. Tot premiul al doilea se oferă la secțiunea muzică ușoară. De fapt, n-a fost chiar muzică ușoară. Să-i spunem secțiunea musical. Domnișoare Clara Copoț. Felicitări! Premiul al doilea se acordă domnului Adrian Ionescu la secțiunea creație pentru piesa Marțianul, muzica și textul George Dragomir. Felicitări! De asemenea, el a participat la mai multe secțiuni și a obținut tot premiul al doilea la secțiunea de muzică ușoară. Cu piesa? Lăute! Stăte școli! Asta înseamnă că nu vrei să scapă școala.
Mergem mai departe cu premiul al doilea, oferit lui Nicu Ionuț Răducan, la secțiunea Muzică Populară 1. De asemenea, premiul al doilea se oferă domnișoarei Bianca Maria Liță la secțiunea Muzică Etno. Și tot premiul al doilea, Raul Rizoiu la secțiunea Muzică Ușoară. Și încă un premiu la doilea, Maria Cristina Chiruță, la secțiunea Muzică Populară Baladă. Bravo, domnișoară! Mai avem un doi. Și acum am terminat cu premiul 2. După premiul 2 vine premiul? Le mai dăm sau nu le mai dăm? Le dăm? Da, le dăm pentru că merită, pentru efortul care l-au făcut. Că au venit până aici. Da. Nu, pentru că s-au pregătit și au fost într-o formă foarte bună astăzi la concurs, da? Au știut să gestioneze emoțiile foarte bine, au lucrat mult timp, da? Și pentru asta merită premiul întâi. Haideți să vedem cine anume obține aceste premii. Doamna Rodica Grosu pentru secțiunea Muzică Populară. Felicitări! Alături de copii. Știți unde e cel mai frumos? În mijlocul lor. Pentru că o să vă spun un secret. Eu lucrez de foarte mult. De când aveam 16 ani lucrez cu copii. Știți de unde trag energia zilnică? De la ei. Și ei de la mine. Nu vă lasă? Discutăm mai târziu, domnul. Continuăm. La secțiunea muzică clasică am avut o domnișoară care ne-a impresionat cu adevărat. Este vorba despre Clara Copoț, care a obținut premiul întâi pentru piesa la mea, Babino Caro. Și tot la secțiunea muzică clasică mai avem un premiu întâi pentru Adrian Ionescu cu piesa la operă. Ne-a plăcut foarte mult incursiunea ta în istoria muzicii de operă. Mulțumim! Mergem mai departe. De data aceasta la muzică populară, Nicu Ionuț Răducan avea premiul întâi. Foarte bine, bravo! Și să continui și după schimbarea vocii, bine? Da. E în regulă, vezi că ai promis. Da. E foarte multă audiență aici. Mergem la secțiunea muzică ușoară. Premiul întâi se acordă domnișoarei Diana Mateescu. Și a lui Frozen. Mergem din nou la secțiunea de muzică clasică. Premiul întâi se acordă domnișoare Elena Ghiculescu. Felicitări! Și iarăși ne întoarcem la secțiunea de muzică populară. Premiul întâi se acordă domnișoare Bianca Maria Liță. Felicitări! Pentru piesa Sunt o fată frumoșică. Uitați-vă la ce frumoșoță, frumoșoță de fapt. Câteva premii și anume muzică ușoară, premiul întâi se acordă domnișoarei Eleni Carețu. Felicitări! Și de asemenea mai am un singur premiu întâi care se acordă domnișoarei Lara Voicu. Felicitări, Lara! Trebuie să vă spun un amănunt. Lara și Eleni au fost singurele din concurs care au obținut 10 curat. Felicitări, fetelor! De asemenea, doresc să acord un premiu de excelență
domnului compozitor George Dragomir pentru creația sa prezentată astăzi, Marțianul. Felicitări! Și acum n-a mai rămas decât o singură diplomă cu trofeul festivalului. Pentru aceasta o să rog pe doamna Dorina să facă toate, să prezinte trofeul. Dânsa a ales acest premiu și este normal ca dânsa să-l și prezinte. Vă rog. Acest premiu revine Eliane Cuslariu Ranginou. Deci cine a spus cea mai rușină se preiau? Trebuie să-i plătești cazarea, masă. Deci anul la anul, în august, și ai acolo o cărțulie cu festival. Este de anul ăsta. Așa. Hai să am eu ultimul cuvânt de spus. Stai cu fața, doi. Stai cu fața. Stai cu fața. Stai cu fața. Ce-ți doamnitite așa? George Dragomir, un premiu pentru implicarea și ținerea tinerilor artiști. Premiu de licență. Mai am un premiu, care eu dau numai la personalități primare, ca să-mi dea bani. Hotărâre. Articolul 1. Se conferă titlul de președinte de onoare al Federației Star Music România domnului George Dragomir București, membru CMR ALDA, artist liric. Azi, 27 septembrie 2015. Bravo. Cu aceasta să ne facem o poză de grup, să avem amintiri. Da? Să ne strângem așa. Și intrăm în partea 2.